Am avut și un sentiment de inadecvare în raport cu biserica, cu acea biserică, pentru că găseam acolo o sumedenie de reguli, de norme interne, foarte interne. Nu le găseam un argument biblic, pentru vremea aceea avea un argument biblic, pentru mine era totul, ori dacă nu l-aveam, mi se părea că totul e șubred și neînsemnat. Și din cauza acestei inadecvări, acestor supărări ale mele și uneori polemici, de două ori am plecat din biserică. Problema legalismului nu sunt aceste detalii în sine, ci faptul că ele îți deformează perspectiva asupra lui Dumnezeu, asupra credinței, a legalismului de atunci sau a legalismului de acum. Și vă rog să vă imaginați că același efect îl are liberalismul sau libertinismul. Noi putem numi necreștini. Ei sunt în mediul creștin, ei asumă valorile creștine, ei au un grad de moralitate mulțumitor. Cu multe frământări am ieșit din mediul acela, spre care vă rog să priviți iarăși într-un mod ambivalent. Avea foarte multe lucruri care nu erau scrise nicăieri, poftim, și nu erau utile și ei și-au dat seama în timp că nu sunt utile. Ei au pierdut foarte mulți tineri de vârsta mea care au plecat în lume fără să se întoarcă. Trebuie să știți că eu am avut două mariaje. Situația la mine a fost un pic atipică, în sensul că eu curtam o domnișoară pe soția mea, în vreme ce aveam doi copii, care erau mărunței, dar erau acolo prezenți, creșteau de la o zi la alta, se rugau pentru o mămică. Perioada aceea de văduvie, totuși de 3 ani aproape, fără câteva luni, a fost o perioadă foarte activă pentru mine. De fapt, eu m-am salvat prin activitate. Eu am avut o singură dorință pe care Dumnezeu mi-a împlinit-o, să cunosc pe cineva în afara contextului meu de slujire, să nu fie în biserica unde slujesc sau în bisericile pe care le vizitez sau la conferințele unde slujesc. Nu că n-ar fi putut să fie și nu că n-ar fi fost corect să fie, doar că eu n-am vrut pentru că am zis vreau să fie ceva cu totul deosebit, adică deosebit în sensul inedit, nou, să fie vorba doar de iubire. E bine, așa s-a întâmplat, pentru că soția mea, Magdalena, nici măcar nu vine din mediul penticostal, ci din mediul baptist. Am avut luni de zile în care am vegetat, în care am renunțat la tot, în care am vrut să-mi dau demisia de peste tot. Mi-am și dat-o, doar că nu mi s-a luat în seamă. Dragi prieteni, iată-ne din nou în cadrul misiunilor noastre, așa cum bine știți, împreună cu Marian. De data asta lipsește prietenul nostru Marcel, din cauze destul de obiective, are o problemă destul de importantă, dar continuăm, chiar dacă nu el, continuăm emisiunile noastre cu invitați speciali, așa cum de fiecare dată știți bine, avem numai invitați de marcă. Câteodată invitații noștri de marcă spun, nu, eu nu sunt de marcă, dar câteodată le punem noi ștanța și ștampila aia de marcă registrată, chiar împotriva lor. Ți-aduce aminte cum era pe vremuri când eram la școală, copiii se punea pe spate câte un bilețel, nimeni nu știa că el poartă pe spate numele, adică, de fapt, toți ceilalți știau, dar el nu știa. Astăzi avem un invitat de marcă, un prieten al casei noastre, un om al lui Dumnezeu, un pastor, un sprijin a multora, învățător pentru mulți, model pentru alții, tată, soț, pastor de biserică la Biserica Philadelphia din Oradea și începând de acum, sper să nu fie doar prima dată, zicem noi, un obișnuit de fiecare dată când va veni în Spania al casei noastre cu numele pe limba noastră, pastorul Mocan și cum zicem noi, Ghiță, am zis-o invers într-un mod special și știu de ce. Bine venit, frate Ghiță, în casa noastră, numită pe limba noastră, și îți mulțumim că ai acceptat invitația să fii astăzi împreună cu noi. Bine v-am găsit. În casa voastră, pe limba voastră. O să încercăm astăzi să vorbim cu tine, deși ești un tip mai... mai tăcut, nu așa vocal ca și noi, cel puțin ca și mine, Marian e mai tăcut el. O să încercăm astăzi să te scoatem, cum zis, din sosul tău, din zona ta de confort. Sper să reușim să te facem mai nervos decât suntem noi, că noi suntem nervoși așa de fire. Și aș vrea să discutăm câteva lucruri, pentru că oamenii te cunosc și cel puțin mie atunci când ai venit în Spania sau când te-am auzit prima oară sau când te-am văzut într-o biserică vorbind undeva. Am rămas adeseori impactat de mesajele pe care le ai și de felul în care vezi lucrurile.
Și adeseori m-am întrebat și pun întrebarea asta de foarte multe ori. Domnule, cine îi Ghiță Mocan ăsta, domnule? De unde a apărut și ăsta? Că, na, iată, a apărut și el pe sticlă și nu știm cine e el și de unde a apărut. Cine e Ghiță Mocan ăsta? Asta mă întreb și eu uneori. Știi că din când în când zice că e bine să te închizi într-o cameră și să te întrebi cine ești. Chiar dacă stai cu buletinul în mână, pentru că avem criză de identitate și ar trebui să ne definim și să ne redefinim. Dar așa, într-un răspuns de primă mână, de primă variantă, Ghiță Mocan este un adult care cândva a fost un copil, un adolescent. Aș miza pe perioada adolescenței, perioada cea mai conștientă și mai tulburătoare a fiecărui om, foarte timid, foarte reținut și cu serioase complexe de inferioritate. Crescut într-o familie minunată, într-un mediu social minunat, într-o școală, într-un orășel neînsemnat, aș zice, din județul Bihor, dar cu anumite pretenții, și într-o biserică. Te rog, anonimă. Chiar așa neînsemnat, că vin și eu de pe acolo. Simt. Corect. Dar la vremea aceea, să zic așa, nu se afirmase. Și dintr-o biserică, de asemenea, destul de legalistă, folosesc termenul fără patimă, relativ mică, dar sigur cu oameni cu foarte multe calități, și din tot mediul acela, sau în tot mediul acela, Ghiță Mocan, pe vremea aceea un anonim prin excelență, se pierdea în mulțimea aceea, în peisajul acela, dar, repet, încărcat de complexe. Nimic nu mă ajuta. Eram destul de plinuț, nu aveam rude în biserică, neamuri. Biserica în care eu am crescut era cu multe neamuri, aproape toți erau neamuri între ei. Eu am suferit pentru asta, ca atunci când am depășit adolescența să-mi dau seama că e mai bine să nu ai neamuri. Și iată-mă, în acel anonimat, în acea atmosferă obișnuită a vieții, cam acesta e Ghiță Mocan, cam de acolo vine el, din spațiul acela. Spuneai că ai crescut într-o biserică fără neamuri. Probabil, cum mă întreb și eu, s-ar putea să fie și alții care se întreabă, de ce nu avea Ghiță Mocan neamuri în biserică? Pentru că în familia mea lărgită, doar eu, mama și sora mea suntem evanghelici. Restul rudenilor sunt din mediul ortodox. Prin urmare, iată un detaliu care s-ar putea să constituie ceva important în puzzle-ul vieții mele. Neavând rudenii în mediul evanghelic, sigur că nu aveam neamuri în biserică. Dar dacă vrei să ne spui înainte, să ne spui ceva despre tine, despre mama ta, cum a ajuns ea să intre într-o biserică evanghelică, să zic așa, sau să se integreze, să-L cunoască, să folosim termenul ăsta mai spiritual, să-L cunoască pe Dumnezeu? Părinții mei, după căsătorie, la aproximativ 3 ani, s-au mutat din comuna unde locuiau, s-au mutat în oraș, în orașul Ștei, ca să pomenim și numele orașului, undeva la marginea județului Bihor, spre Deva. Și după ce s-au mutat la oraș, mama a intrat în legătură cu câteva persoane, câteva surori, cu care se știau de pe vremuri, pentru că veneau din aceeași comună. Acestea au invitat-o la biserică și ea, în felul ăsta, a ajuns la biserică. Din câte eu știu de la mama, convertirea ei s-a produs destul de rapid, să zic așa. Ea a rezonat din primul moment, parcă, cu tot ce se întâmpla acolo. Pe vremea aceea, biserica era un grup de casă. Și s-a botezat destul de la scurtă vreme. Eu pe atunci aveam 5 ani, asta ca să mă includ și eu în poveste. Spuneai că ai crescut singur în biserică. Câteva întrebări de astea simple. Cum vedeai biserica atunci când erai copil? Dacă o poți descrie astăzi, nu știu dacă îți mai amintești, fiind copil, ce însemna biserica pentru tine? Dacă stai să întrebi copiii tăi astăzi, merg la biserică sau îi întreb eu pe ai mei, Darius, dacă vrei, ai să auzi tot felul de explicații de copii. Cum vedeai tu biserica de atunci? Relația mea cu biserica de atunci a fost una ambivalentă, adică cu două valențe. Pe de o parte, eram legat de biserică pentru că acolo îmi erau prieteniile. Acolo îmi erau cei de o vârstă cu mine și biserica a avut chiar și atunci, și chiar o biserică ușor legalistă, bune intenții să ne implice în orchestră, fanfară, cor, care sunau nu neapărat foarte profesional, dar în orice caz erau niște strădani.
Iar noi implicați în, în aceste activități și altele de misiune în zonă și așa, eram legat de prietenia cu ei. Deci, cumva, asta e partea frumoasă a relației mele cu biserica. Cred că pentru un adolescent, activismul este aproape mântuirea însăși. Să aibă ceva de făcut, să se raporteze la un grup, să aibă acest sentiment de apartenență rezolvat, un sentiment spre care toți stânjim la orice vârstă. Pe de altă parte, am avut și un sentiment de inadecvare în raport cu biserica, cu acea biserică, pentru că găseam acolo o sumedenie de reguli, de norme interne, foarte interne. Chiar nu le mai vedeam în alte biserici din zonă, nu din țară. Și tare greu m-am acomodat cu ele. Poate nici nu m-am acomodat. Nu le găseam un argument biblic, pentru vremea aceea a avea un argument biblic pentru mine era totul, ori dacă nu l-aveam, mi se părea că totul e șubred și neînsemnat. Și adesea am polemizat, mult peste vârsta mea, cu oameni cu care n-ar fi trebuit poate să polemizez. Cine eram eu, nu? Nici nu eram botezat. Eram sub 17 ani. Atunci, undeva la 17 spre 18, a avut loc botezul. Și din cauza acestei inadecvări, acestor supărări ale mele și uneori polemici, de două ori am plecat din biserică. Am plecat ca să nu mă mai întorc. În sensul, n-am mai participat la programul de biserică, la programe. Deci, iată relația mea cu această biserică, căreia îi datorez foarte multe lucruri, dar care a fost totuși ambivalentă. Oricum am observat, ai repetat un cuvânt și mi-ar place să le explici, s-ar putea să fie oameni care, oricum mă gândesc că toți își dau seama, dar s-ar putea să fie chiar tineri care să trăiască ceea ce ai trăit tu când erai adolescent într-o biserică legalistă. Da, cu drag explic, să dau niște exemple. Da. Deci într-o biserică legalistă, vestimentația, de exemplu, este foarte importantă. Foarte importantă, atât la femei cât și la bărbați. Adică o vestimentație cât mai bisericoasă cu putință, cu batic. În cazul nostru era cu batic legat în față la fete. Noi nu puteam purta mânecă scurtă, ca să fiu concret, nu puteam purta blugi, apăruseră blugii. Cine nu-și dorea o pereche de blugi? Eu chiar mi-i permiteam. Părinții mei erau ok financiar. Eram într-o familie stabilă financiar. Și tunsura nu putea fi oricum, încă nu era sau nu mai era modelul acela să te tunzi chel, dar oricum să te tunzi foarte scurt. Și toate aceste îngrădiri, așa le-am perceput ca fiind îngrădiri, pur și simplu nu te mai lăsau să vezi esența din credință, din religie. Problema legalismului nu sunt aceste detalii în sine, ci faptul că ele îți deformează perspectiva asupra lui Dumnezeu, asupra credinței. A legalismului de atunci sau a legalismului de acum? Și vă rog să vă imaginați că același efect îl are liberalismul sau libertinismul. Îți deformează perspectiva pe care ar trebui să o ai față de Dumnezeu. A fost un factor care te-a împins înspre afară? Un factor concret? Da. Nu, decât un cumul de factori. N-a existat un scandal sau o... Nu, asta, treaba asta cu tot felul de reguli pe care poate fiind adolescent nu le-ai putut înțelege, ai zis decât să trăiesc, s-ar putea să-și cum zic unii tineri astăzi, decât să stau într-o biserică așa, nu mă văd trăind aici, nu mă văd adaptându-mă la normele astea. Dacă asta numești factor, da, acesta a fost factorul. Nu m-am simțit de acolo, nu m-am simțit bine cu mine acolo, oricum eram plin de complexe, oricum aveam probleme cu mine însumi. Asta cumva a agravat toată situația, iar cine trece prin asemenea episoade în viață va înțelege ce spun și poate va primi ca o alinare. Să spunem însă până la capăt, eu m-am întors în biserică și m-am întors într-un mod stabil și definitiv în biserică, în aceeași biserică unde am fost botezat și am început să slujesc. Ce anume ți-a schimbat gândirea față de... Ce s-a schimbat între timp? Am avut ai decis să te întorci unde... De unde plecasem? Problema e că te nemulțumea tot ce se mișcă pe acolo. Bine zis, tot ce se mișca pe acolo. Că ajungi la mintea adolescentului, încă dacă nu-ți plac 10 lucruri, nu-ți vor plăcea nici restul 90. Corect. Gândirea mea era reducționistă, acum îmi dau seama. Acolo erau multe lucruri bune pe care nu le mai știam alege. M-am întors pentru că într-o seară, în casă, în cameră,
în timpul citirii Scripturii, paradoxal, nu mai mergeam la biserică, dar citeam Scriptura. Afinitatea mea față de textul biblic și-a spus cuvântul mai târziu în vocația mea. Citind Scriptura, m-a cercetat Dumnezeu. Sunt atent la termeni. M-a cercetat Dumnezeu. N-a fost nimic spectaculos, dar a fost ceva interior puternic. Aproape l-aș asocia cu un moment de convertire, un pic atipic, pentru că nu eram în biserică, nu mai mergeam la biserică, și o cercetare profundă, duioasă, potrivită cu personalitatea mea, mi-a cuprins cumva inima și m-am rugat în seara aceea pentru prima dată cu adevărat. Asta sublinea ultimele cuvinte, cu adevărat. Și în următoarea duminică m-am întors la biserică și nici o clipă nu m-am mai gândit să mă despart sau să mă rup din nou de biserică. Sigur, a urmat botezul, a urmat să fiu folosit în slujire și după aceea, la 19 ani, am plecat la institut. Deci am plecat din biserica respectivă, dar am plecat într-un mod cu totul natural și cu totul, aș zice, vocațional. Nu știu dacă ai avut un moment, cel puțin un moment ăsta de cercetare, dacă se poate numi, știu, naștere din nou, dacă ai avut un moment în care i-ai zis lui Dumnezeu, sunt o ființă păcătoasă, am nevoie neapărat de tine și am nevoie de urgență de tine. Și întrebarea asta are un scop, pentru că personal, și am auzit foarte multe discuții pe chestia asta, cum că, domnule, ne este frică de oamenii care au trăit în biserică, că sunt învățați atât de mult cu chestiunea din biserică, încât rămân în biserică, devin oameni de biserică, poate chiar oameni importanți în biserică, și spunem aici importanți în sensul de ajung să aibă funcții sau vizibil, da, oameni de comitet, dar dacă îi întrebi într-un mod direct, măi, ai avut un moment când ai zis, wow, eu am nevoie de Dumnezeu? Ei zic, nu, noi nu am avut un astfel de moment, știm că am trecut și știam că trebuie să facem asta, dar noi nu am avut un moment al nașterii din nou, să spunem așa, momentul al cercetării despre care vorbim. În ce mă privește, am avut și el este dovedit de rebeliunea mea. Pentru că, acum sigur, nu vreau să spun că trebuie neapărat cine crește în biserică să aibă un moment de rebeliune, dar dacă îl are, e de bine. E de bine nu în sine rebeliunea, ci prin efect. Deci faptul că am ieșit în decor, faptul că am derapat, faptul că am făcut promisiuni negative, faptul că am rejectat totul, este un termen care le va plăcea tinerilor, am rejectat totul. Faptul acesta, în momentul cercetării, a convertirii, a nașterii din nou, m-a adus în postura unui păcătos, care își cere iertare, care se căiește de căderea lui, de derapajul lui. Deci l-am avut pentru că aveam nevoie de el. Eu deja eram în afară. În afară, în mod declarat. Nu neapărat în afară într-un sens moral, pentru că nu căzusem în păcate trupești, nu devenisem dependent de alcool, de droguri pe atunci sau acolo, nu se punea încă problema. Dar conceptual, eu mă țineam tare, mă țineam împotrivă. Eu eram deja într-o altă tabără. Eu cumva devenisem un adversar, sigur, încă anonim, nu mă lua nimeni în seamă. Puteam face progrese. Deci am avut un moment de căință, de recunoaștere. Pledez pentru un asemenea moment. Cred că avem nevoie. Cred că cine e crescut în biserică are de ce se căi. Cred că înainte de botez toți trebuie să se spovedească. Și atunci crezi că nu există varianta am crescut și asta mi-e destul? Adică nu trebuie neapărat să am un astfel de moment, măcar că spuneai ceva, dar nu trebuie să fie diferit de cum, domnule, am mai avut momente așa, că m-am rugat, am mai plâns, am mai nu știu ce, nu pot să zic că am avut ceea ce spuneți voi. Ce ar trebui să se întâmple cu oamenii ăștia? Ce ar trebui să mai fac cu oamenii ăștia? Sunt ei greșiți? Sunt ei într-o zonă defavorizată? Sunt ei, să zicem, necreștini, cum îi putem cataloga pe oamenii ăștia care, deși au trăit în biserică, totuși nu au simțit niciodată durerea păcatului? Nu îi putem numi necreștini. Ei sunt în mediul creștin, ei asumă valorile creștine, ei au un grad de moralitate mulțumitor. Bănuiesc că despre aceștia întrebăm, care totuși sunt în mediu. Ceea ce putem să spunem în dreptul lor este că
nu au avut un moment pe care să poată pune degetul, pe care să-l poată identifica. Ori un asemenea moment, cum citim Noul Testament, pe care îl asociem cu convertirea, este absolut necesar. Nu neapărat ca noi să-l putem nota într-un catastiv, nu neapărat ca noi botezătorii să fim liniștiți, ci din cauza că ei au nevoie ca momentul acela să devină un reper. Un reper pentru toate căderile posibile ulterioare, pentru alunecări, pentru apatiile ulterioare. Ei, noi, eu, am nevoie să mă raportez la momentul acela care n-a fost înșelător. Momentul acela îl descria, de exemplu, Paul Evdokimov ca fiind primăvara vieții. Toți avem nevoie de o primăvară a vieții. Evident că vor urma și anotimpuri mai severe. Evident că vom trece prin arșiță, poate prin frigul iernii. Dar de o primăvară toți avem nevoie. La toți ne-a fost într-un fel dat și pentru că tot pomenim botezul în variantă evanghelică, deci botezul la vârsta adultă, vreau să mă risc și să spun că și pentru cei din confesiunile istorice care au parte de botez în neștiință pentru că au fost bebeluși și lor li se cere de ai lor slujitori, eu i-am auzit și i-am citit, care spun că de la vârsta conștientă trebuie să-ți afirm botezul, la care sigur nu ai putut să iei parte în mod direct, dar trebuie să ți-l afirmi, să ți-l dovedești, să te raportezi la el, să fie pentru tine un început, o primăvară a vieții. Deci dacă, gândiți-vă, dacă în mediul acesta istoric, unde botezul e la copii și doar la copii, botezul devine un reper, cu atât mai mult în botezul adulților, unde omul își depune propria mărturie, participă cu toată emoția lui, nu? Cu toată ființa, cu toată solemnitatea la momentul acela, cu atât mai mult. Ei bine, preferabil ar fi ca momentul acesta al cercetării să fie aproape de momentul botezului. Aș vrea să adaug și asta. Și cumva cine a trecut printr-un asemenea moment să se boteze, îndemn eu, să se boteze, să nu amâne. Pentru că botezul nu este o diplomă, nu este un doctorat, nu este un premiu, nu trebuie să scrii o disertație ca să te botezăm, nu trebuie să fii un predicator ca să te botezăm sau cineva care explică altora, nu trebuie să scrii o carte și apoi te botezăm, ci ai nevoie de această experiență genuină, adică experiență pură, frumoasă, deopotrivă de început și deopotrivă încărcată de entuziasm, de o emoție unică, inedită, pe care s-ar putea să nu mai trăiești niciodată la această intensitate. Dar tocmai aici e frumos, te raportezi la ea. Pledăm într-un fel pentru convertire, înțelegând în același timp că binecuvântări mai mari vin după aceea de-a lungul vieții de credință, dar acesta e un început, e o scânteie fără de care n-avem focul cel mare. Nu te lovi nimeni pentru faptul că... te întorci cu primăvara după tine, că așa e zis. Tot o primăvară, tot o floare și... se trezește unul din mancă. Bă, unde ai umblat, mă, până acum? Ce-i cu tine? Gata, dintr-o dată, și tu, mare pocăit, acum începi să plângi la rugăciune, acum, dintr-o dată, există tipul ăsta de om pe care, culmea, îl întâlnești, nu l-ai întâlnit până atunci, dar îl întâlnești exact atunci când vrei să te pocăiești. În mod direct, nimeni nu m-a interpelat, dar m-am simțit judecat. M-am simțit judecat. Din priviri, din ce-am mai auzit, în mod direct, nu. Însă a fost o parte din biserică ce n-a privit, sigur, cu ochi buni, pentru că amendăm instabilitatea. Toți avem tendința să o facem. Noi nu putem intra și nu putem rezona cu Dumnezeu decât foarte rar și foarte sumar. Numai Dumnezeu e Tatăl care își primește Fiul. Biserica trebuie să facă eforturi mari să poată rezona cu inima lui Dumnezeu. Dar, vedeți, tot ceea ce am simțit n-a fost esențial. Nu m-am întors din drum. Dacă mi se permite o recomandare, când simți această răceală, acest duș rece, ia-o ca ceva omenesc. Oamenii rămân oameni, numai Dumnezeu este Dumnezeu. Prin urmare, am rămas cu toată însuflețirea. Oricum, acum trebuie să recunoaștem că povestea asta a dușului rece, pentru tine e un duș rece, care e maturitate necesară, sau har Domnului că n-ai căzut. Trebuie să recunoaștem că sunt o grămadă de tineri, o grămadă de oameni care au căzut și au plecat pentru că au avut momentul de cercetare și s-au dus în cap pentru că s-au întâlnit cu mine pe stradă. Și eu sigur. Spun, bine venit în casa Domnului, mă bucur să te văd recuperat. I-am zis, ce-i cu tine, mă, aici? Vedeți cât de importantă e atitudinea?
poate învățăm ceva de aici. Să fim foarte atenți, foarte prudenți, să fim calzi, mai ales cu un suflet instabil, bătut de vânturi. Vânturi conceptuale, poate nu neapărat imorale, conceptuale. Vreau să adaug, pentru că nu cumva să uităm, că după momentul acela a urmat botezul. După botez, am fost folosit, cum se spunea în mediu, folosit, utilizat, mă rog, pus la îndemnuri și apoi la predici. Acum, sigur, mă jenez de cele predici, dar erau începuturile slabe pe care măcar Dumnezeu le binecuvintează, nu le disprețuiește. Bun, dar după momentul acela care a durat, perioada aceea care a durat aproximativ 2 ani, plus minus, deci a durat ceva, când făceam misiune și ieșeam și uneori mergeam să predic în alte localități rurale, ceva foarte anonim, foarte, dar foarte frumos pentru mine, pentru că începuturile au farmecul lor și mă pregăteam foarte mult și eram foarte emoționat. Oricum eram emotiv și timid, să nu uitați asta, oricum eram, dar îmi depășeam, pentru mine erau niște obstacole peste care treceam. Am dorit să merg la institut. Și această biserică ce m-a promovat a luptat cu toată însuflețirea prin liderii ei să nu mă duc. Și a urmat o altă mare luptă concretă în legătură cu a merge și a face teologie, pentru că ei aveau o teamă de necunoscut, pentru că niciunul nu studiase. Ei erau oameni deosebiți, unii dintre ei foarte duhovnicești, foarte spirituali. Dar pentru că nu fuseseră în mediu și pentru că mai auziseră niște derapaje ale unora care fac teologie și care nu le mai ajunge la nas și care uită de unde au plecat și care replici românești pe jumătate justificate, eu am fost împiedicat și a existat o nouă luptă. Vedeți ce interesant? Eram însă mult mai matur. Evident că nu mi-a căzut bine, evident că împotriva voinței lor, până la urmă, m-am dus la institut. După ani de zile, o parte din ei se lăudau cu mine. Sigur că am zâmbit și m-am bucurat pentru asta. Îți cade bine, mai ales când au fost unii dintre ei detractorii tăi. Vreau să cu unii zic asta e mândrie. Da. E în regulă, m-am simțit confortabil cu asta, adică m-am gândit, interesant cum am căzut la pace, fără ca să existe o dezbatere între noi. Niciodată n-a fost o dezbatere. De ce să fie? N-am avut nimic de împărțit. Dar vedeți, am trecut prin criza aceea a plecării la școală pe care am abordat-o cu maturitate. Asta doream să subliniez. Nu m-am mai supărat pe biserică. Dimpotrivă, de dragul bisericii m-am dus să studiez. Că nu m-am mai întors să slujesc în acea comunitate niciodată. Asta e altceva. Asta ține de o vocație, ține de un plan providențial al lui Dumnezeu. Că ei între timp, acea comunitate, astăzi nu mai sunt ce povestesc eu, deci acum sunt mult mai așezați pe tema vremii și a vieții. Și... Mai sunt că au murit cei ce erau înainte, da, sau s-au schimbat ei? Unii pentru că au plecat și unii pentru că s-au schimbat. Am cunoscut și schimbări, care e mai interesant decât... Știi de că povesteam astăzi. Da, da, că unii biologic s-au dus. Deci cumva cu multe frământări am ieșit din mediul acela, spre care vă rog să priviți iarăși într-un mod ambivalent. Aveau foarte multe lucruri care nu erau scrise nicăieri, poftim, și nu erau utile și ei și-au dat seama în timp că nu sunt utile. Ei au pierdut foarte mulți tineri de vârsta mea, care au plecat în lume fără să se întoarcă și care nu erau neapărat băieți răi sau fete rele, ci care n-au mai găsit resurse să revină și să își dea încă o șansă. În fond îți dai încă o șansă. Cumva eu am fost un caz câștigat, chiar dacă câștigat pe o cale neagreată de biserica din care am plecat. Probabil că ce povestesc eu acum nu se mai întâmplă nicăieri. Probabil că bisericile de azi, zic probabil, abia așteaptă să aibă un băiat cu o anumită înclinație, cu o anumită vocație și să-l trimite la mai mult, la mai mare. Să-l școlească un pic, să-l cizeleze, să... Probabil nu mai există, dar cândva existau. Te ascultă probabil oamenii astăzi și o să te asculte și la această emisiune, la acest podcast și o să zic că sunt două cuvinte pe care eu le-am remarcat și s-ar putea să le fi remarcat și ceilalți. Eram foarte timid și aveam complex. Și acum dacă te gândești astăzi, Ghiță Mocan, dă-i un microfon și lasă-i 3 ore și n-ai nicio problemă că are ceva de zis. Cum ai depășit timiditatea și complexele acestea
dacă poți să ne spui care a fost modul sau poate fi util cuiva. Eu am cunoscut tineri de-a lungul anilor și chiar ar fi vrut să facă ceva. N-am să uit niciodată când mi-a spus un băiat, nu pot să depășesc emoțiile. Mă pregătesc, citesc, mi-ar place să fac asta. Când ajung în față, trei sferi din tot ce mi-am pregătit eu nu mai pot lega două cuvinte și nu le pot depăși. Cum ai depășit tu toate aceste lucruri? E foarte simplu. Toate aceste complexe le-am depășit aruncându-mă, poate ăsta e cuvântul, în lectură. Să nu vă imaginați că numai Biblie și numai cărți despre Biblie, nici nu prea aveam. Era o sărăcie, după 90, încă lucie. Apăruseră primele traduceri de la Semere, Crucea lui Hristos, a lui John Stott și încă vreo câteva, pe care le-am citit cu mare voluptate. Dar habar nu aveam despre lumea cealaltă. Crucea lui Hristos. Da. O am și acum cu coperți roșii. Sigur. Și după aceea a apărut analiza semantică a unor termeni din Noul Testament. Erau cărți superbe. Apoi a apărut creaționismul științific. Toate scoase de semere. Apoi a apărut creștinismul redus la esențe. C.S. Lewis. Varianta semere după 90. Și mă opresc. Nici nu prea mai erau. Cam astea erau. Deci era o penurie, era o sărăcie de literatură creștină, dar eu când spun că citeam, pentru mine lectura a fost refugiul omului timid, care se poate cumva salva îmbogățindu-se intelectual, cognitiv. Și am citit literatură, am citit din biblioteca școlii, din biblioteca orașului. Am fost îndemnat să o fac, dar era și în mine ceva în direcția asta. Am citit Scriptura de mai multe ori, sigur, răstălmăcind-o în bună măsură. Asta a fost și motivul care te-a împins la institut? Sau... Sigur, da? sigur. Mi-am dorit să aflu mai mult, deși când am plecat la institut mă gândeam, chiar dacă va fi să nu predic, totuși, pentru că aveam o teamă de predică, de expunere, dar mă gândeam, o fac pentru mine. Sigur, n-a fost chiar așa, pentru că nu o faci pentru tine și poate nici n-ar fi corect să o faci numai pentru tine, ci apoi încerci să te expui, să te exprimi, să înveți și pe alții. Dar vreau să spun că asta a fost calea pentru mine. Cu foarte multă emoție, cu foarte multă timiditate am slujit ani de zile și singurul meu sprijin era faptul că aveam conținut. Cum îl prezentam, era uneori jalnic, era neatractiv. Dar aveam conținut. Faptul acesta l-am cultivat în facultate, apoi când am urmat studii postuniversitare și continui să-l practic eu însumi acum fiind la catedră. Adică rămânând un permanent student, în sensul cititor, avid, căutător, evident că în toată această căutare uneori mănânci ce nu e sănătos, evident că uneori iei ceea ce nu te ajută, evident că uneori ajunge niște dileme, da? Acelui care știe, nu acelui care nu știe. Evident că este o formă de risc, dar vreau să vă spun că pentru mine a fost salvator. Deci, cumva am încercat să acumulez conținut știind că nu am o prezență retorică, o prezență scenică sau o prestație publică din aceasta puternică, cu aplomb, cu umor, cu... Acum am cu umor, dar e o chestie de exercițiu, dar mă refer în primii ani și atunci... Pentru mine a fost refugiul acesta, care mi-a făcut bine. Timpul zboară, asta e o primă parte. Nu știu dacă Darius vrea să întrebe ceva la o primă parte, dacă nu, mi-ar place să... Asta e, știi, asta e partea în care tu ai fost singur, să zic așa. La un moment dat ajungem la versetul ăsta că nu-i bine ca omul să fie singur. Și dacă vom intra într-o a doua parte, mi-ar place să ne spui... Ești căsătorit, ai copii, spune ceva despre familia ta și apoi poate ne spui și cum ai cunoscut-o pe soția ta. Ne-ar fi plăcut să fi fost azi cu noi, ideea lui Darius inițială era asta, poate într-o altă dată. Da, eu aș vrea să știu dacă Dumnezeu, prin proroc, ți-a trimis soția acasă, ți-a bătut la ușă. Aș vrea să știu care e evenimentul atât acum, de supra... Când o zis că e timid, acum știi cum imaginez eu, acum nu știu, o să ne surprindă. El era undeva și a venit soția acum a lui, o zis, ce faci, Ghiț? Păi bine, aici stau, citesc, na, hai că citesc și eu ceva. Sau... Și el timid, na, dacă nu l-a abordat, nu știu cum a abordat. L-a întrebat, ce faci, George? Și el, așa cu căpompom și nu zice nimic. Da,
să nu mergem așa departe, se mai vindecă omul, știi? Da. Și de timiditate. Acum, eu cred că era întrebarea, bon. Întrebarea, da, mai degrabă, mai degrabă. Și la ora actuală, și aș vrea să rămân așa, apropo de amvon, și apoi revin, am o emoție care n-aș vrea să mă părăsească înaintea fiecarei predici. Chiar dacă știu ce urmează să spun în mare, chiar dacă merg cu temele făcute, niciodată nu merg cu ele nefăcute, dar am o emoție care cred că e normală. Fără aceea devenim niște mașini, devenim mecanici. Poate n-ar mai trebui să predicăm fără emoția aceea, care sper că se transmite prin ceea ce spun. Nu vreau să intri foarte mult în asta, promitem că într-o dată viitoare o povestim. Să ne oprim exact în zona asta a sacralizării, desacralizării lucrurilor bisericești sau lucruri importante pentru alții altă dată și astăzi parcă nu e importante pentru nimeni. Și pentru că nu vreau să intru, să intri prea adânc aici, vreau să te întorci la treaba cu soția. Sigur. Că sunt interesat. Deci nu mi-a adus prorocul de mână. Nu a fost nimic supranatural în sensul spectaculos exterior în relația noastră și totuși, din punct de vedere profetic, au fost două confirmări și totuși pe care le prețuiesc, de care nu mă jenez, de care poate că aveam într-o oarecare măsură nevoie, deși și fără ele cred că tot ne-am fi căsătorit. Dar au existat două momente foarte interesante, providențiale, necăutate de noi în mod frenetic, în care chiar ni s-au confirmat sentimentele, compatibilitățile. Deci relația noastră a decurs normal, așa cum ne este felul, ne-am apropiat cu pași mici unul de celălalt, dar întotdeauna sigur și într-un interval de aproximativ jumătate de an deja știam că vom fi la oaltă. Erați din aceeași biserică sau nu? Nu, din biserici diferite, nu ne cunoscuserăm până atunci. Era nu ceva, era internet, nu? Nu era ceva cu totul proaspăt, cu totul nou. Da. Cum erai, o vorbă un pic așa, mai nu știu cum, cum erai campion pe sate, că așa ai spus că mergeai și predicai la sat, mă gândesc că deja ți-ai făcut o faimă și a început să te curteze fetele. Și printre ele mă gândesc eu, ea. Și uite, așa m-am mai înșelat odată. E o pistă greșită. N-am avut niciun succes. M-am mai înșelat odată. Dar cum ați ajuns să vă cunoașteți? E foarte important asta. A fost un context... Ok. Mă obligat să spun ceva. Oricum eu o să mai întreb ceva aici. Cu o paranteză. Ce povestesc acum, adică nu povestesc, doar menționez. Povestesc undeva, în altă parte, mai pe larg. Da? Am povestit, nu povestesc. Mai pe larg. Trebuie să știți că am avut două mariaje. Trebuie să știți că în 98 m-am căsătorit, eram la final de institut, 94-98, și din căsătoria primă au rezultat doi copii, sunt copiii mei, copiii noștri, doar că la 8 ani de căsătorie, în ziua în care împlineam 8 ani, soția mea a plecat în urma unui cancer cu care a luptat un an și 8 luni. Asta lipsește din puzzle, că altfel n-aș putea să vă povestesc, deci eu am două povești. De aceea nu e timp pentru ele, amândouă sunt frumoase. Sigur. Amândouă sunt frumoase. Deci trebuie să mă decid care să vă povestesc. Amândouă sunt frumoase, foarte diferite, dar frumoase. Chiar nu știam, sper că da, nu ne-am băgat. Da. Chiar... Pentru frumusețea da. Mariajului deci, actual. Iar mariajul actual, cu varianta mariajului actual. Pot să povestesc cu drag despre oricare din... Despre, da. Aș vrea să, în mod sigur... Povestea asta de viață nu are nimic ca ilegal, nu are nimic ca nepotrivit, nu are nimic ca ce n-ar putea fi sfânt și curat în ea. Singurul lucru pentru care țin să ne spui de partea a doua e pentru că am cunoscut-o pe soția ta. Corect. Și o persoană extraordinară și să știi că am observat ceva la voi, că vă spune pe spaniolă, vă compahinați, adică vă completat atât de bine unul pe celălalt. Am văzut că aveți căutări asemănătoare, sunteți foarte asemănători și asta e extraordinar. Și atunci, tocmai despre asta, de asta vreau să vorbesc despre persoana asta și despre întâlnirea asta, pentru că s-ar putea să caute cineva pe aici, că cunoaștem oricum în Spania, sunt foarte mulți tineri necăsătoriți, care vor să știe și cum să-și găsească, domnule, o pereche de genul ăsta. Da, situația la mine a fost un pic atipică, în sensul că eu curtam o domnișoară pe soția mea, în vreme ce aveam doi copii,
care erau mărunței, dar erau acolo prezenți, creșteau de la o zi la alta, se rugau pentru o mămică, mai mult decât mă rugam eu pentru o soție, cred că mai serios, cred că mai constant. Nu vreau să devenim patetici, doar că e parte din poveste, dar între plecarea primei mele soții până la recăsătorie au trecut 3 ani. E bine să aveți timpul ăsta în minte. Deci nu s-a întâmplat la un an, la doi. Cam după un an jumate mi-aș fi dorit să se întâmple, dar nu se lega nimic. Și mă temeam, pentru că eram păstor, eram acum cunoscut, nu mai eram așa de timid. Călătoream. Perioada aceea de văduvie, totuși de 3 ani aproape, fără câteva luni, a fost o perioadă foarte activă pentru mine. De fapt, eu m-am salvat prin activitate. Sper că puteți intui asta. Ai nevoie să faci ceva și mai ales dacă ești și slujitor, faci ceva chiar sfânt și de folos oamenilor. Și atunci, în tot contextul acesta, eu am avut o singură dorință pe care Dumnezeu mi-a împlinit-o, să cunosc pe cineva în afara contextului meu de slujire, să nu fie în biserica unde slujesc sau în bisericile pe care le vizitez sau la conferințele unde slujesc. Nu că n-ar fi putut să fie și nu că n-ar fi fost corect să fie, doar că eu n-am vrut, pentru că am zis vreau să fie ceva cu totul deosebit, adică deosebit în sensul inedit, nou, să fie vorba doar de iubire, iubirea sentimentală, să nu amestecăm lucrurile. Ei bine, așa s-a întâmplat, pentru că soția mea, Magdalena, nici măcar nu vine din mediul penticostal, ci din mediul baptist. Foarte bine! Foarte bine că nu e din mediul acel. Ea niciodată, până când noi ne-am întâlnit, nu m-a ascultat slujind live. Ai mult asta cu foarte bine, da. Foarte bine că nu e de la penticostal. Pentru mine a fost foarte bine. Devenea era rău. Da. Dar ați înțeles? Pentru mine era foarte bine. Pentru că ea n-a fost în auditoriul meu live niciodată. Ea s-a îndrăgostit de mine fără să mă fi auzit predicând live. Evident că știa despre mine. După aia mai trecut puțin. După aceea m-a ascultat. Și acum mă ascultă și mă critică. Deci lucrurile sunt mult mai complexe. Pentru asta te ascultă. Evident. Deci și profesorul trebuie să aibă un profesor. Da. Corect. Admit. Și întrebarea mea, te corectezi? Da, mă corectez. Iau seama. Nu-mi cade bine întotdeauna, dar iau seama. Pentru că întotdeauna soția este un critic imparțial și fără motive ascunse. Ea nu dorește să-ți ia locul, de exemplu. Bun, nimeni nu dorește să-mi ia locul. Da? Nu se știe niciodată. Corect. Nu te grăbești cu asemenea de prejudecată. Și am pus la părerea. Da, și ne-ntoarcem. Dacă nu credea că nimeni nu ia locul, nici nu folosea exemplul ăsta. Și ne întoarcem la cunoaștere, cum am ajuns să o cunosc în sfârșit. În jurul meu s-a țesut o întreagă poveste despre recăsătoria mea, pornind de la familia mea lărgită și între prieteni, și a devenit cumva un subiect, pentru că timpul trecea și devenea îngrijorător, mai ales pentru oamenii apropiați mie. Și asta s-a luat în mod foarte serios ce zic, nu era o bășcălie, un umor ieftin. Adică în prietenie și în familie te cam îngrijorează când un om de 30... Eu am rămas singur la 30 de ani, m-am recăsătorit la 33. 30 de ani, în mijlocul vieții. Într-o culme profesională eram atunci, inclusiv din punct de vedere academic. Bun. Și în toată îngrijorarea aceasta s-au țesut în jurul meu tot felul de povești care n-au ieșit. Tot felul de posibile partide, luați asta foarte serios ce am zis, care n-au ieșit. Nici măcar nu s-au inițiat. Eu acum mă bucur că nu s-au inițiat, pentru că aș fi putat un pic povara acestor povești, ok, era în regulă, dar bă, mai bine fără ele dacă poți. Și cumva faptul că nu s-a legat nimic m-a dus pe mine într-o stare de îngrijorare și am avut momente când credeam că nu mai pot să mă căsătoresc. Nu mă întrebați de ce la modul concret, nu putem desena pe tablă, dar îmi pierdeam încrederea în mine. Erai păstor deja? Evident! Eram păstor, eram lovit, profesor. Dar când te-a lovit, ai avut, și ne întoarcem, o paranteză dacă se sigur. Poate... întrebări față de Dumnezeu, da, de sigur. Genul, cum mi-ai putut face mie una sigur. Asta? Am avut sau momente, de ce mi-ai făcut mie asta? Momente de agonie cu Dumnezeu, similare cu Iov, respectând proporțiile. Am avut luni de zile în care am vegetat, în care am renunțat la tot, în care am vrut să-mi dau demisia de peste tot. Mi-am și dat-o, doar că nu mi s-a luat în seamă ce gest înțelept. Am renunțat la pastorație. De fapt, pe termen lung, n-am renunțat la nimic. Dar atunci am renunțat la tot. Am vrut să-mi fac reconversie profesională. Și v-am zis foarte
științific. Pentru că eu la 30 de ani mă simțeam capabil să fac o altă meserie cu aceeași pasiune și cu aceeași eficiență. Eu n-am mers la teologie pentru că n-am învățat bine. Te-a supărat pe Dumnezeu sau credeai că nu mai ești pentru asta? Varianta a doua. Credeam că nu mai sunt pentru asta, că nu mai sunt relevant, că nu mai îmi găsesc resurse. Iar supărat pe Dumnezeu în plan secund, în sensul că, din cauza că nu înțelegeam, avem o supărare totuși benignă, nu malignă, nu la modul de rebeliune de împotriva lui Dumnezeu. Asumam, acceptam, de la o săptămână la alta mă ridicam, să zic așa, mă refer emoțional, psihologic. Oricum, suferința e teribilă. Nu se poate descrie, probabil în cuvinte. Nu se poate descrie. După ani de zile de căsnicie fericită, să ți se întâmple una ca asta în mijlocul vieții, asta este ceva ce te poți doar minuna. Nu poți înțelege. Ți-a mai rămas ceva în inimă din toată această tevatură, tot acest scandal între om și Dumnezeu? Ți-a mai rămas ceva acolo în inimă la care încă n-ai răspuns? Desigur. La marile întrebări generate de această perioadă nu am răspuns, doar că trăiesc cu ele. M-am învățat să trăiesc cu întrebările. O lecție amară, dar pe care o putem învăța oricare. Chiar nu avem răspuns la întrebările grele, existențiale. Dar ce minunat e Dumnezeu că, iată, după aproape 3 ani m-am îndrăgostit de o altă persoană care este, vă asigur, diferită de prima mea soție din punct de vedere fizic, temperamental și vocațional, ca să fim înțeleși. Fizic, temperamental și vocațional, și nu-mi venea să cred că pot să am aceleași sentimente, evident, față de o altă persoană și pot să construiesc un cămin la fel de fericit într-un context relațional diferit. Și pentru mine a doua este doar a doua în sens cronologic, dar din punct de vedere calitativ nu există a doua. Este căsătorie. Nu ai fost judecat de oameni, mai ales păstorul nostru, domnule, ia să-mi soară. Nu am simțit asta. Ba din potrivă, am simțit ca o bucurie a comunității. Știi de ce zic asta? Pentru că la prima dată când ai venit în biserică, la lucru mult mai mărunt, te-ai simțit judecat. Și la un lucru care vorbeai de o biserică care era totuși biserică de țară, o biserică needucată, care avea reticențe asupra educației și mai departe, dintr-o dată te vede păstor din doble recăsătorit. Unde întâlnești așa ceva? De asta spun că totuși oricât s-a maturizat biserica între tine. Nu era în aceeași biserică. Dar nu era în aceeași biserică. Ai trecut într-o altă biserică. Sigur. Asta nu ai spus. V-au spus, numai n-ai luat-o tu. Acum hai să te spun. Erai pe telefon. Înseamnă că e mai mustei, cum zice americanul. Da, dar pentru că s-a ridicat întrebarea, vreau să reafirm, comunitatea s-a bucurat, comunitatea s-a rugat pentru mine și luați asta, vă rog, cu seriozitate. Super, eu eram în rugăciunile lor, mi-o spuneau și nu mi-o spuneam, dar eu eram acolo. Adică a fost o bucurie a comunității. Nu vreau să exagerez, nu transformăm nimic în mesianism. Era o căsătorie până la urmă. Era problema noastră că ne căsătorim, dar a fost o bucurie a comunității. Deci m-am simțit foarte confortabil emoțional. Câți ani aveau copiii voștri când... Când mama lor a plecat, Paul avea 4 ani, iar fetița avea 1 an și 8 luni. De atunci învățați cu noua lor mamă, la care spuneai că participeau activ prin rugăciune și mai departe, Doamne, dă-ne o mămică. Nu ai simțit de-a lungul căsătoriei că ar avea momente de rebeliune vis-a-vis de ea și să-i spună, auzi, tu nu ești mama mea, să mă lași în pace, sau chestiuni de genul acesta? Niciodată nu s-a întâmplat asta. Ce bună întrebare, ce sensibilă întrebare. Niciodată nu s-a întâmplat asta pentru că Magda a fost persoana potrivită. Evident, copiii noștri au avut momente de rebeliune, dar egal față de mine și față de ea, iar eu sunt tatăl lor biologic. Să nu înțelegeți prin asta, copiii noștri au fost perfecți, ei n-au fost și nu sunt. Acum o să te întrebăm ceva de ei, nu te rog. Dar întotdeauna când au avut obiecții în raport cu soția mea, cu mama lor care a crescut, atenție, ea a crescut de la 4 ani, de la 6 ani, poftim, da?
de la o vârstă fragedă, deci pentru ei, ei nu au amintiri cu mama lor naturală, ca să ne înțelegem, ei nu au amintiri decât din poze, din povești, și pentru ei, soția mea este mama lor, de adevăratele, adică, cum să spunem altfel, dar întotdeauna când au fost animozități, cum se întâmplă între copii și mamă, orice mamă, niciodată n-am simțit, n-am auzit clar, dar nici n-am simțit în subtext că ar fi un reproș din partea lor din cauza posturii ei, niciodată. Faptul acesta cred că m-ar fi întristat teribil. Pe ea nu mai vorbesc. Evident că ea uneori și-a pus problema, dar doar în dialog cu mine. Oare nu cumva eu, zicea ea, oare nu cumva din cauza că întotdeauna m-am asigurat povestind cu ei, povestind într-un mod foarte amical și cordial, situații în care mi-ar fi spus dacă ar fi fost ceva, dar ei întotdeauna mă asigurau simțind cumva teama. Ea m-au asigurat, nici vorbă, tati, dar nici vorbă, noi avem apreciere, noi știm, noi vedem, noi creștem, noi ne dăm seama. Noi... Deci voi ați discutat pe subiectul ăsta în familie, bineînțeles, mă gândesc când ea nu era de față, despre posibile sau eventualele resentimente? Desigur. În perioada noastră de prietenie, așa a lucrat Dumnezeu și noi am fost atenți și Dumnezeu ne-a creat niște circumstanțe astfel încât să facem ieșiri împreună, ieșiri de o zi, nu eram căsătoriți, ieșiri în zonă, astfel încât pe când ne-am căsătorit, copiii erau familiarizați cu persoana, încât îi spuneau și au cerut voie să-i spună mami, dar ea nu era soția mea. Ori faptul acesta pentru mine a fost o liniște, pentru amândoi a fost o liniște. Ce vreau să vă explic este că oricât de delicată pare situația și ea este delicată, ea totuși a urmat un curs normal. Nici o clipă n-am avut senzația că s-a întâmplat ceva peste care n-am putea trece, pentru că dacă s-ar fi întâmplat, relația s-ar fi rupt. Și iarăși nu era o dramă națională, dar vreau să spun, nu ar fi mers înainte, pentru că pentru ea era important, pentru mine de asemenea. Și atunci, cumva, momentul acela în care noi ne-am unit destinele, pentru ei a fost, și ei povestesc asta acum, fiind acum trecuți de 18 ani, pentru ei a fost ceva natural, ceva normal, ceva, este exact ce mi-am dorit să fie, dar, repet, aici e mâna lui Dumnezeu și atenția noastră. Sper că nu ești incomod de subiect, dar cred că e foarte util pentru... Nu știam ce vreți să vorbim. Da, e foarte util probabil pentru oameni care s-ar putea afla în acea situație sau o să ajungă nici chiar noi nu știam că o să vorbim despre asta. Sigur. Nu știu dacă... Și asta m-a și din curiozitate, da. Astea sunt personale ale mele, întrebări care le-ar putea avea oricare om care ne urmărește. Și chiar poate poți să dai un sfat cuiva, nu știu la ce vârstă ați vorbit cu copiii, sau dacă ei au știut de la sine, au decurs la sine, că nu-i mama lor biologică. Copiii știau, sigur. 4 ani, de exemplu. Sigur. Da? Și dacă s-ar întâmpla într-o familie, dacă poți să sfătuiești, că se poate întâmpla în zilele noastre, care ar fi vârsta sau care e modul prin care ar putea să abordeze subiectul ăsta părinții copii? Imaginează că cineva are un copil doar de un an. Înțeleg. Se recăstorește și... Care ar fi o vârstă adecvată, să zici așa, să deschidă subiectul ăsta? Specialiștii răspund greu la această întrebare, specialiștii, iar eu nu sunt un specialist. Din câte eu am citit, am văzut și poate că aș recomanda, este să nu se amâne prea mult momentul adevărului. Pentru că astăzi copiii sunt mult mai precoce decât pe vremuri și pentru că totuși copiii aceia cresc între niște oameni, își pun anumite întrebări. Cresc într-o anumită familie lărgită și ei destul de repede, cei cărora nu li se spune, se tot amână momentul acesta, ei fac niște deducții. Ei își fac aproape singur răspunsul și ajung să-i confrunte pe părinți. Așa cazuri am auzit. E dureros, e greu pentru părinți. E aproape iremediabil emoțional. Deci aș zice că poate chiar sub 10 ani, aș zice, ținând cont de precocitatea și de posibilitatea ca copilul totuși să facă niște deducții, din temir ce, să se împărtășească cu copilul într-un moment ales cu grijă, cu cuvinte foarte speciale, într-un cadru special, cu toate riscurile. Riscurile care decurg din a nu-i spune sunt mai mari decât riscul
pentru că îi spui și el poate trece printr-o lezare, printr-o oricare ofensă interioară, dar pe care după aceea și-o poate depăși și-o poate construi. Spune-ne, nu știu dacă vrei să adaug, să întreb ceva aici. Spune ceva despre copiii tăi, acum noi te-am cunoscut mai bine, am ieșit împreună cu familia. Știi cum mă gândesc eu? Oameni pregătiți, extraordinar, învață pe alții, copiilor, știi cum trebuie să fie? Perfect, ăștia nu au avut nicio problemă, nici în adolescență, copiilor n-or comenta niciodată, totdeauna numai ori asculta. Spune ceva despre copiii tăi, ce ne pot spune? Și dacă cumva ai avut vreun conflict în perioada asta de adolescență, poate ne spui și nouă, poate ne este de folos sau poate altora. Un conflict? E puțin spus. Mă gândeam că ai perfect și am zis, nu, nu o să ai ce să ne răspunzi, dar spune ceva. Copiii mei sunt copii normali, ce mă bucur pentru asta, și au trecut prin toate fazele copiilor normali, prin adolescență, prin rebeliune, prin întrebări metafizice profunde. Amândoi sunt botezați, s-au botezat în jurul vârstei de 18 ani fiecare, deci sunt în grafic, să zic așa, din punct de vedere evanghelic și înregimentați din punct de vedere bisericesc, implicați în slujire, într-o vreme chiar erau foarte implicați în diferite activități ale bisericii, dar în spatele acestui element, să zic, vizibil și oarecum așa de blazon, da, în bucătăria familiei am avut momente cu ei de mare încărcătură emoțională, tensiune, momente de derută pentru ei, pentru mine ca părinte, pentru noi ca părinți. Am fost provocați de copiii noștri, cum sunt provocați toți părinții, de o seamă. Asta e tălmăcii într-un limbaj pe limba noastră, m-au enervat ăștia de un moment. Da, am avut momente de disperare părintească, am citit multe cărți despre educație și am avut momente în care toată lectura aceea nu m-a ajutat la nimic, pe fond m-a ajutat, dar punctual nu m-a ajutat. Deci cine trece prin așa ceva, bine ați venit în club, e ok, e în regulă, este ceva firesc, da? Pentru că adolescența este a doua naștere. Naștere într-o identitate. Cum prima e naștere într-o ființă. Ei bine, ai noștri au trecut prin toate durerile celei de a doua naștere. Cazul fericit în cazul copiilor noștri este că s-a soldat totul cu botez, cu legământ. Dar înainte de botez a fost o frământare, nu zic cum n-ați vrea să știți, cum trăiește orice părinte, ca să normalizăm lucrurile. Ți-a fost frică, fiind păstor, că s-ar putea pierde chiar copiii tăi? Sigur, și acum mi-e frică. Și acum inima mea stă cumva trează și acum mă preocupă subiectul. Mă preocupă, dar în același timp îmi dau seama că, major fiind, ei sunt deja responsabili pentru deciziile lor, pentru felul în care își trăiesc viața. Deși e ușor să zici teoretic asta, dar inima unui părinte e altceva decât mintea lui. Dacă, acum, rămânem în zona asta pastorației, pentru că pe mine cel puțin mă interesează anumite decizii luate de pastor. Deciziile luate la nivel personal, mai ales sub influența unor sentimente de genul acesta. Ți-ai propus vreodată în viață, dacă copiii tăi, spre exemplu, ar fi zis, tati, mami, pentru noi nu-i pocăința. Te-ai gândit la lucrul ăsta, spuneam de vreme, și te-ai gândit vreodată, mă, dacă copiii mei vor ajunge așa, ți-ai propus să faci vreo acțiune privitoare la pastorația ta? Nu știu dacă înțelegi întrebarea. În ce sens o acțiune? Adică te-ai gândit vreodată, domnule, cred că nu mă mai calific pentru funcția asta. Cred că nu mă mai calific pentru... voi bate retragere, mă voi lăsa, nu sunt demn să... Și auzim adeseori la o grămadă de oameni care culpabilizează părintele, care are strădanile care spune, care avea durerile lăuntrice, care avea rugăciunile, care avea tot și, domnule, parcă oricât dădea, oricât de mult se forța și se lupta, dădea ca în vorba lui taică meu, când era vorba despre mine, aveam impresia că îi zic la asta și când vorbesc cu el, se lupeau cuvintele de el ca nu ca de perete. Și după ce faci un om tot ce se poate face, îl vezi că copilul i-a răznă. Vine în motive, sunt milioane de motive pentru care un copil ar putea să fie influențat mai mult de o zonă decât de alta. Da. Ți-ai propus vreodată ceva în mintea ta ca păstor să bați în retragere și chestii de genul ăsta? Una dintre competențele morale ale unui slujitor, potrivit textului din Timotei și din Tit,
este să aibă copiii credincioși. Acolo, în textul grecesc, pentru cuvântul copil, grecii aveau mai multe cuvinte pentru copil, care fiecare cuvânt desemna o anumită secvență de vârstă. Acolo, credeți-mă, exegetic, e foarte corect ce vă spun, acolo copil este copilul minor, este adolescentul, ba chiar acolo se pare că este puberul. 10 ani, 13 ani. Prin urmare, și acum se aleg apele, răspunsul meu este format din două elemente. Prin urmare, dacă copilul minor al unui slujitor se răzvrătește, nu vine, nu ascultă, nu participă, iar el este un copil, este minor, dacă eu aș fi fost în situația aceea, da, mi-aș fi dat demisia din pastorație, ca să fiu foarte clar. Dacă însă copilul meu are această atitudine după ce a trecut de 18 ani, poate chiar de 20, când este un adult, nu cred că îmi dau demisia. Și asta nu o fac în ciuda cuiva. Rămân în slujire cu durerea aceea, sigur. Rămân în slujire pentru că el este un adult. Nu mai e responsabilitatea ta. Evident, evident. Și o altă întrebare. Iar cine judecă, ar trebui să judece ținând cont de această nuanță. Acolo, deci în Biblie, textual, că nouă ne plac versetele, ok, textual este un copil minor, copil dependent de mine, copil pentru care eu răspund juridic, el nu răspunde încă. Deci nu e vorba de copil până la 40 de ani. Dar nu te-ar condiționa, acum vorbim pe limbajarul continuu, că nu te-ar condiționa pe tine ca și un om care vorbești? Să zici, altora, să zici, păi, eu nu mai pot să zic de copii, ce să mai zici de copilor când mă uit la ei mei? Evident. Probabil că discursul meu, da, ar căpăta un anumit specific, aș fi mai sensibil aici, adică nu aș pronunța, evident, dar nu aș demisiona, adică nu aș renunța la tot. Sper că am înțeles bine întrebarea. Nu aș anula. Nu, foarte bine răspuns. Dar pot să-mi declin competențele. Al doilea lucru pe care e o întrebare legată de prima, pentru că prima vorbește despre tine personal, dacă te-ai fi retras, și al doilea lucru, copilul tău are 17 ani. Copilul tău nu are chef să se pocăiască. Te-ai gândit dacă copiii tăi nu s-ar fi pocăit la 17 ani și ei slujeau în biserică, spuneai, mi se pare că în formații, ceva de genul ăsta, te-ai gândit vreodată să iei anumite decizii privitoare asupra slujirii lor la o vârstă de genul acesta, să spui, domnule, nu îi văd, nu-s competenți pentru a sluji. Dacă ar fi luat o turnură, mă gândesc că eu am avut neascultări mărunte, sigur, lucruri din astea mărunțele, sigur, nu vorbim de păcate grave și așa mai departe. Dar să presupunem că din cauza anturajului și așa mai departe, că s-ar putea să fie o familie de genul acesta care ne ascultă, unde copilul are 16 ani, 17 ani, e o perioadă când e foarte greu să-l mai ții. Și el cade în păcate grele, păcate de curvie, păcate, da, imoralitate și mai departe. Plus, probabil că țigară, cine știe, alcool. Ce ar trebui să facă un părinte în privința asta? Până unde ar putea să... Dar și aici vorbesc despre tine personal. Da. Dacă copilul tău ar fi ajuns aici, l-ai fi retras, ai fi zis, domnule, mai lasă-l în cadrul ăsta sfânt, neprihănit, bisericos, bisericesc, spune cum vrei... Pentru că mai are, domnule, motivații pentru ca să vină în biserică și legat într-o oarecare măsură de biserică și cunoști toată gândirea de genul ăsta. L-aș fi retras. De ce? Pentru că mărturia lui, cel puțin temporară, da, nu mai este compatibilă cu slujirea lui publică, subliniez, publică. Și nu ți-ar fi frică că dacă l-ai fi retras, l-ai fi putut pierde pentru totdeauna? Ba da. Dar cu toată teama l-aș fi retras. Aș considera că fac bine lucrul acesta, chiar dacă e dureros și cu riscuri, și cred că l-aș fi ajutat să înțeleagă că el nu mai este compatibil dacă el cumva și-ar dori în continuare și că asta poate fi o chestie temporară, el trebuie să-și reglementeze viața cu Dumnezeu, da, în primul rând, și dintr-un motiv pastoral, pentru că dacă aplici această atitudine în raport cu copiii altora, adică trebuie să aplici și cu ai tăi. Sigur, durerea e alta, altfel te implici, dar cum ai putea fi cu două măsuri, nu? Cum ai putea să acționezi în felul acesta? Cred că ar fi fost incorrect din punct de vedere pastoral. Dar sunt riscuri, evident că sunt. Nu știu, vreau să te întreb ceva care iasă din sfera asta deja. Vreau să trec dincolo de familie și așa, pentru că oricum încet, încet ne vom apropia și de încheiere. Voiam să te întreb dacă ai simțit vreodată, aparte situația asta din familie în care
Dumnezeu, în mod sigur, cred 100% că Dumnezeu a fost alături de tine și El ți-a dat puterea necesară să poți să treci peste durerea, despărțirea de persoana dragă și așa mai departe. Dacă ai avut un moment în care l-ai simțit pe Dumnezeu atât de aproape de tine, sau un moment în care Dumnezeu a lucrat într-un mod, nu știu dacă se poate zice miraculos, sau noi avem o problemă cu cuvântul spectacol, dacă spune spectaculos, noi înțelegem ceva, nu știu ce, ceva greșit. Spectaculos, miraculos, de uimire, un moment în care ai zis, wow, nu mă așteptam ca Dumnezeu să lucreze în felul acesta. Am avut mai multe momente, doar că n-au fost spectaculoase în sensul exterior al cuvântului, ci mai degrabă au fost evenimente foarte importante pentru mine. De exemplu, recăsătoria mea o văd ca o minune și o voi vedea mereu. Dar asta nu înseamnă că s-a cutremurat orașul sau ceva de genul acesta, dar totuși s-au aliniat planetele atât de bine, perfect aș spune, încât am fost copleșit de această minune, de această apropiere, de acest zâmbet al lui Dumnezeu. Au fost momente în viața copiilor mei, în procesul educațional, în care s-au produs niște schimbări în bine pe care nu le-am generat, la care nu am contribuit în mod direct. Ele sunt minuni ale lui Dumnezeu. Aproape că îmi vine greu să le povestesc, nu pentru că sunt atât de secrete, ci pentru că nu știu de unde să apuc lucrurile, ca să fiu înțeles. Deci nu le povestesc, dar sunt din acelea, din creuzetul oricărei familii, care vor rămâne nepovestite, că nu știm cum să le povestim. Și, adaug, sunt și câteva minuni care s-au produs de-a lungul slujirii mele, cu mine însumi. Iarăși, nefiind spectaculoase ca o vindecare, ca un moment teofanic în care ceva mi s-a arătat, ceva am auzit, nu am auzit niciodată nimic din cer, da? Dar au fost câteva momente... Interesant ca pastor că n-ai auzit, n-am auzit, că noi auzim toată ziua. Da, sau cel puțin îi auzim pe unii care zic la vol și mi-a zis Domnul și mi-a zis Domnul. Unii colegi ai mei aud și pentru mine. Nu poate fi altă explicație. Alți colegi ai mei văd îngeri, eu n-am văzut îngeri, de exemplu. Dar probabil dar, e posibilitatea să vezi. Dar unii spun că au văzut și că poate i-au văzut și pe ai mei îngerii pe care trebuia să-i crezi că ai putea să, sau un om poate să vadă un înger în timpul vieții pe pământ sau o excludă? Okay. Înseamnă că au posibilitate. Desigur. Și șansa mea rămâne în picioare de a vedea un înger. Nu că dacă spune eu, de exemplu, că am văzut, ar suna, știi, wow, înțelegi? Sigur. Noi avem capacități, deviem un pic, noi avem capacități ca oameni să privim dincolo de văl, da? Fără îndoială, fără îndoială că le avem. Evident că nu se întâmplă oricui, nu se întâmplă mereu, evident că când se întâmplă e ceva ca un flash, ca un blitz, evident că este ceva inexplicabil, evident, dar lucrurile se întâmplă, nicio clipă nu trebuie să amputăm asta, pentru că altfel credința noastră e un lucru omenesc. Ori ea nu este. Credința noastră este ceva spectaculos. Iar eu am trăit acest spectacol de câteva ori în slujire, în momente foarte grele în slujire. Când vă imaginați grele, nu că mi-a făcut cineva rău, nu pot să spun că cineva mi-a făcut rău în timpul pastorației mele până acum, la modul grosolan, la modul fatidic, malefic. Dar eu am avut uneori probleme cu mine însumi. Am avut litigii cu mine însumi, de natură conceptuală, cognitivă, îmi dădea cu rest. Sunt o ființă dilematică. Asta poate și din cauza lecturii. Nu mă arunc atât de ușor. Asta știu că prin efect mă face plăcut și interesant. Dar prețul pe care îl plătesc în interior este uneori greu, este mare. Ei bine, Dumnezeu mi-a adus rezoluții, cred că ăsta e cuvântul. Minune rezoluție. Care pe mine m-au ajutat să merg înainte și iată-mă aici, iată-mă slujind, iată-mă în biserica voastră sau în alte biserici în acest interval, iată-mă în această naturalețe, sper, a slujirii, care este bine primită ca un om normal, asta vreau să fiu, un om normal, realist, rezultă, sper, și din predicile mele, un realism pe care vreau să-l livrez celorlalți.
Dar în spate, cum spuneam, sunt multe minuni și ele se produc în fiecare zi. Pledez pentru minune. N-aș concepe o viață de credință doar prin versete, doar prin concepte, doar prin idei. N-aș concepe. În casa mea este loc pentru minune. Sunt mereu în așteptare unor minuni. Cu ai mei, cu mine, cu noi. Legate de viitor, încerc să-mi păstrez această așteptare, acest element care mă ține legat de Dumnezeu. Zicea cineva că dacă nu ai parte de minuni, măcar să te faci de minuni. Da, unii chiar reușesc. Auzi, frate Ghiță, vreau să te provoc, să dai un sfat. Să dai un sfat unor categorii de oameni. Unor soți care probabil că trăiesc astăzi ce ai trăit tu altă dată. O pierdere în familie, nu-l mai cunosc pe Dumnezeu, îs în iarna vieții. Nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu. Nici nu-l mai recunosc, nu-l mai simt, nu-l mai văd. Se ceartă cu Dumnezeu. Din cauza că soția s-a dus, copilul s-a dus, cineva drag s-a dus. De ce, Doamne, de ce mie, de ce acum, de ce așa, ce am făcut? Și alte categorii de oameni care se culpabilizează, zicându-și probabil într-un mod continuu, eu am greșit, eu am fracasat, eu am... Cuvântul ăsta fracasat, îmi dau seama că e romanizat. Am falimentat. Cred că ceva n-a făcut bine ca părinte. Copiii mei au 16, 17, 18 ani. Nu sunt biserică. Nu m-a ascultat Dumnezeu. Ceea ce am făcut, n-am făcut. Degeaba am plâns, degeaba am lucrat, degeaba am muncit. Și încep să-și pună întrebări privitoare la... Oare Dumnezeu? Oare aici? Nu e aici? Oare așa? Oare așa? De ce așa? Până când mai merită să fac ceva? Mai merită să lupt? De obicei nu dau rețete, însă am o recomandare de principiu, una singură, și mi-aș dori, pentru că ofer doar una, să fie primită. Îi îndemn pe aceștia să rămână în mediu. Din care categorie? Din toate categoriile. Cine trece printr-o pierdere, iată pierderea poate fi de mai multe feluri, să rămână în mediu, în mediu creștin, în mediul bisericii, în mediul prieteniilor, să rămână în această țesătură. E tot ce le cer, e tot ce-i sfătuiesc. Nu e spectaculos, știu. Nu e vindecare instant, știu. Nu e răspunsul la toate întrebările lor. Nu e anularea suferinței, dar a rămâne în mediu înseamnă a rămâne cu mintea întreagă, cu credința încă intactă, mă refer în miezul ei, și cu posibilitatea unor relansări, unor revigorări, unor minuni ulterioare pe care le poate face Dumnezeu. Deci îndemn cu inimă de păstor să rămână în mediu. E minimum, dar minimul ăsta poate să facă minuni. Rămâi cu noi, rămâi alături de noi, rămâi în proiectele bisericii, rămâi cu întrebările tale, cu suferința ta, rămâi. Poate noi, păstori, ar trebui să spunem mai des acestor oameni, de la amvon mă refer, cu maximă iubire, cu maximă înțelegere, oameni buni, rămâneți în mediu, noi suntem la fel ca voi, poate într-o perioadă mai bună a vieții. Noi am trecut și noi vom trece. Prin urmare, hai să nu ne despărțim unii de alții. Cred că mediul... Am primit în ultima perioadă o întrebare pe internet, mai ales că am tot vorbit despre existența lui Dumnezeu și mai departe, și am tot primit întrebarea de la mai mulți oameni, dar cineva așa s-a cadat. Unde a fost Dumnezeu atunci când a fost acuzată pe nedrept? Și văd că îi rămâne sau s-a pierdut credința, pentru că a crezut datoria lui Dumnezeu să vină să se pună undeva în fața nu știu cui și să apere ca un fel de avocat, să apară vizibil, să spună, băi, femeia asta nu-i vinovată de nimic, lăsați-o în pace și mai departe. De ce să rămână în mediul oamenii?
ce ar putea câștiga ei? Pentru că le zicem, rămâi în mediu. Dar de ce să rămân în mediu, ar putea să spună cineva? Dacă totuși Dumnezeu mi-a îngăduit asta față de mine, de ce să rămân în mediu? Iată, ducem lucrurile mai departe. Să rămână în mediu pentru a înțelege că percepția lor asupra lui Dumnezeu este greșită, chiar dacă ei sunt în suferință. Pentru că e cu totul greșit să faci legături între toate lucrurile și să le legi pe toate de Dumnezeu la modul acesta, aș zice, rudimentar. O spun cu respect. Pentru că Dumnezeu nu e atât de personal precum îl promovăm noi, mai ales în mediul evanghelic. Nu e atât de personal. Îmi asume această afirmație, oricând pot să o explic, poate nu neapărat acum. Dar noi avem uneori probleme cu căderi majore, bruște, în cazul unei ofense, a unei suferințe reale, tocmai pentru că am personalizat prea mult lucrurile. Dar suferința în viața omului are drumul ei, are legea ei și uneori, auziți ce spun, nu are legătură cu nimic. Deci culpabilizarea excesivă e o armă a diavolului. Ea nu are legătură cu nimic, suferința, pur și simplu a venit peste tine ca peste orice alt om. Fie că mergi la biserică, fie că nu mergi la biserică. Pentru că trăim într-o lume a suferinței. Sigur. Și atunci rămâi în mediu ca să-ți reglezi întrebările, ca să-ți reglezi percepția în raport cu Dumnezeu. Eu subînțeleg că rămânând în mediu ai un duhovnic, un mentor, un grup de prieteni. Ai niște cărți sau ți se recomandă niște cărți. Și toate adunate, puse împreună, dinpreună cu rugăciune, cântare, ieșire la iarbă verde cu biserica, etc. Ați văzut că le-am amestecat pe toate pentru că toate sunt importante. Omul respectiv poate deja să se maturizeze și să aibă până la urmă niște răspunsuri mai bune, niște atitudini mai bune față de Dumnezeu, chiar dacă suferința rămâne acolo. Credeți-mă, ca păstor am văzut cazuri salvate. Durerea a rămas, nu i-a mai adus nimeni înapoi pe cel plecat, evident. Dar Dumnezeu lucrează uneori prin recompense, prin măsuri și binecuvântări compensatorii, care nu sunt aceleași unul la unul, dar care vin, în viața mea s-a întâmplat, ci care vin să te mulțumească pe deplin, chiar dacă e ceva cu totul diferit decât ceea ce ai avut. Dar am rămas în mediu, iată, am rămas în spațiul acela în care Dumnezeu continuă să lucreze, în care Dumnezeu continuă să binecuvinteze. Eu când pledez pentru biserică, nu pledez într-un mod habotnic, încercând să transmit ideea că biserica este ceva perfect, cum ar putea fi? E formată din oameni, dar e tot ce are Dumnezeu mai bun pe pământ. De fapt și Biblia spune că o va prezenta după ce va spăla fără pată și spărțitură. Ea are, dar are nevoie, sigur, de spălare. E un proces. Are nevoie de o curățire, da, înainte, da. Are nevoie de un machiaj, să spunem așa, spiritual, pentru că a putea fi prezentată fără pată, fără zbârcitură, sigur, astfel duc înainte lui Dumnezeu. Ai primit răspuns la întrebarea asta? Cred că e ultima întrebare să ți-o așez în seara asta. Ai primit vreodată răspuns sau ai simțit în lăuntru tău că Dumnezeu ți-a răspuns satisfactoriu la întrebarea de ce? Nu, nu am primit. Asta este o întrebare la care nu se primește răspuns. Trăiești cu ea. Dar chiar trăiești cu ea la modul cauterizat, ca o rană care s-a cauterizat, a devenit o cicatrice pe care nici nu mai observ. Știi că rănile cauterizate și operațiile în anotimpuri nu mai dor. Da, se poate, dar oricum nesemnificativ, neesențial, fără nimic acut, nu mai există nimic acut. Odată o încercare depășită și timpul joacă și el un rol important, ea chiar nu mai are intensitatea pe care a avut-o. Asta ar fi o veste bună pentru cei mai încercați dintre noi care ne ascultă. Niciodată nu te va durea, nu te va mai durea așa, niciodată, ceea ce e o veste bună. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Plus că sunt binecuvântări compensatorii, repet. Ne apropiem, spunea Dar, de final. El a zis ultima întrebare, nu știu, înainte să adresez o întrebare, cât timp crezi că ai petrecut cu noi până acum, fără să zici la ceas după tine? Nu știu. Jumătate de oră? Cam așa, 20 de minute. 20 de minute, de aia ziceam, dacă îi dați un microfon 3 ore, ai aproape oră jumate. Wow. Au trecut timpul foarte repede. Te întreb și eu, afară din ceea ce discutam, gândindu-mă că orice om care are o problemă de sănătate merge la medic și zice, am o problemă de sănătate, aș vrea să-mi faci o consultă. Un păstor când are o problemă spirituală, acum probabil sunt întrebări ale oamenilor care stau pe bancă ascultându-te pe tine, poate chiar cerându-ți sfaturi, poate chiar mergând la mărturisire și zic,
Ghiță e un om extraordinar, n-are nicio problemă, spiritual, perfect, fără nicio greșeală. Ce face un păstor când are o problemă spirituală? Mă gândesc că tu nu ai niciuna, n-ai ajuns să ai întrebări chiar, dar spune tu din punctul de vedere că ești pastor, poate ne poți spune ceva. Ne întrebăm și noi ca oameni, uneori sunt pe bancă, ce facem? E o întrebare legitimă. Un păstor care are dileme, probleme, lupte, corect ar fi să spunem lupte, da, nu e greșit, exact, lupte. Exact, întrebare. Așa, ar trebui să meargă la cineva și să îi le destăinuie, la un mentor, la un duhovnic. Mă străduiesc să am un asemenea mentor în permanență. Nu spun că a fost același 10 de ani. Uneori mentorii sunt mai în vârstă, așa ar fi normal să fie mai în vârstă și ei pleacă înaintea noastră. Dar chiar am la cine să merg și chiar merg uneori la câte cineva ca să povestesc despre toate acestea, să mă fac vulnerabil. Pentru că n-ați vrea să știți câte lupte duce Ghiță Mocan sau orice alt slujitor. Să nu mai spui cuvintele astea, că sunt unii care uneori, vrea să știe. Da, da. Nu, dar nu, uneori prezentăm... Sunt foarte intime, da. O perfecțiune așa, știi, a unor slujitori. Nu doresc, eu nu doresc să arat asta despre mine, dar știu că asta e percepția inevitabil, dar nu doresc să arat asta. Uneori îmi predici, știu cei care mă ascultă regulat, chiar... Las un pic să se vadă în mine sau în frământările mele. Mă refer în chip retoric, în predică. Dar acolo nu e retorică pură. Deci, cumva, încerc să arăt oamenilor exact adevărul, că eu sunt în aceeași situație cu ei, din perspectivă umană, existențială, a întrebărilor, a luptelor. A luptelor sub aspect moral, sub aspect conceptual, da? Și că nu am, spre deosebire de ei, altceva decât o responsabilitate suplimentară, că asta e de fapt să fii slujitor, să-ți asumi responsabilitățile și ale celorlalți, da? Și atât. Dar în rest purtăm aceeași bătălie și suntem cumva din aceeași tabără, din aceeași baricadă. Frate Ghiță, îți mulțumesc că ai lăsat să se vadă puțin din omul Ghiță Mocan, că până acum oamenii îl cunoșteau ca pastorul Ghiță Mocan. Și și-au dat seama, probabil, oamenii, cum ne dăm și noi seama, că ai îmbătrânit, în primul rând. Ai început emisiunea sau discuția asta, am început-o cu... Eram un copil timid și nu mai ești copil timid. Da, nu mai sunt. Un om matur, pe care alții se sprijinesc. Și nu știu dacă e adevărat, poate poți să-mi confirmi sau nu, cred că Dumnezeu, prin tot ce te-a trecut, te-a trecut pentru ca să poți încuraji să întărești pe alții. Și experiența de viață pe care o au unii, cred eu că e ceva care trebuie apreciat și respectat și prețuit. Subscriu. Sunt multe momente în slujirea mea în care, dacă n-aș fi avut istoricul pe care îl am, cred că aș fi fost un pic nepregătit. Poate că spuneam ceva, poate că citam eu de undeva, dar sunt mult mai credibil. Iar în ceea ce privește situațiile similare pe care le întâlnesc, similare cu a mea, acolo sunt foarte atent. Nu mă dau înapoi de la niciun efort și sunt foarte participativ. Chiar nu sunt prea profesional, nici nu vreau să fiu. Nu acuzi, nu. Deloc. Chiar dacă îl vezi pe om că e foarte pornit deloc. Împotriva, da, tot ce deloc. Mișcă. Pot să zâmbesc. Pentru că și știi că ai fost acolo. Da, și faptul acesta e o mare încurajare pentru cineva ajuns în punctul zero, în valea aceea a umbrei morții. Corect, umbrei morții. Nu știu, am zis că e ultima întrebare, da, asta chiar. Eu am chiar, știut că nu. Am zis că e ultima întrebare. Eu am morții, da, deja nu știu. Vreau neapărat să te întreb asta. În momentul în care erai distrus, dacă se poate spune așa, din punct de vedere emoțional, sentimental. Se poate spune. Au fost oameni care au venit să zică: am nevoie de un sfat la tine. Au fost. Cum se dă? Și următoarea întrebare este asta. Cum se dă un sfat într-un moment de distrugere? Te va surprinde, dar am avut sfaturi foarte bune. Eu te cred. Am avut puterea, poate așa ar trebui să formulez, că nu mă refer la conținut. Am avut puterea, nu știu de unde, eu eram slab, zdrobit. Tot slab. Am avut puterea să mă adun, să mă concentrez și să ofer un sfat ziditor. Dar vă rog să vedeți acolo doar puterea lui Dumnezeu, care folosește o unealtă deocamdată inadecvată.
cu multe cusururi. Iartă-mă de întreba asta. Nu aveai impresia câteodată în timp ce dai sfat că nici tu nu crezi sfatul ăla? Evident. Tot timpul am avut impresia asta. Tot timpul. Știi ce mă duc? Mă simțeam aproape... Păi eu ce vorbesc aici? Da, că eu... Aproape nepotrivit pentru momentul. Cred că au fost și momente când am zis nu știu dacă sunt în cea mai bună stare, dar omul insista. Bine dacă insiști. Hai să găsim o soluție. Îmi vine în minte un episod din Vechiul Testament. David fuge de Saul. 7 ani a fugit de Saul. La un moment dat ajunge într-o zonă unde era o localitate pe nume Cheila. Localitatea aceea a fost invadată de niște nomazi. Citim în textul biblic că David l-a întrebat pe Domnul să mă duc să scap Cheila. Și Domnul i-a zis, du-te. David scapă Cheila în contextul în care pe el nu-l scăpa nimeni. El continua încă, va continua ani de zile să fugă de Saul. Luați asta ca o parabolă, nu e o predică, e o parabolă. Eu am fost uneori în situația de a scăpa Cheila în vreme ce pe mine nimeni nu m-a scăpat. Am un prieten care zice, arunca, zice, că eu din gunoaie fac o predică bună, știi? Poate fi un subiect de predică. Da. Încă o dată îți mulțumesc că ai ales să vii împreună cu noi. M-am bucurat că n-am insistat mult la tine. Și laud Domnul pentru soția ta, pentru că știu că ea a fost o piesă foarte importantă ca tu să ajungi astăzi la noi. Ca întotdeauna soția, nu? Ca întotdeauna conducerea. Asta am uitat cuvântul. Conducerea. Corect. Conducerea. Îți mulțumesc pentru sfaturile pe care le-ai dat oamenilor. Deși crede-mă că în partea finală acum aș fi avut o sumedenie de întrebări, aș fi avut o sumedenie de lucruri să te întreb, pentru că nu cred că există nimic mai rău din perspectiva trăirii umane decât să vezi că tot ce iubești pleacă de lângă tine. Nu cred că poate fi nimica care să te poată pune pe tine într-o oarecare măsură în contraatac, sau cum să zic, să te lupți cu Dumnezeu decât atunci când ajungi să trebuiască să lupți pentru ceea ce iubești. Pe o parte încerc să înțeleg acum, cred că abia acum înțeleg prin prisma emoțiilor ce le trăiesc acum, ce simțea Avram când i-a zis Dumnezeu, hai, adă-l pe copil încoace. Sigur. Wow. Prin ceea ce mi-a explicat, m-a dus într-o lume în care nu aș vrea să ajung niciodată, dar pe care unii oameni o trăiesc, Dumnezeu le dă putere și mulțumesc Dumnezeu că ți-a dat putere să supraviețuiești și mai mult decât atât să zâmbești, da, care nu e un lucru puțin, e un lucru extraordinar, și mai mult puterea să te uiți în spate la experiențele de viață pe care le-ai avut și să spui, auzi, Dumnezeu a ales să sufăr eu ca să pot să te ajut pe tine. Și cred că există o frumusețe pe care nu vrem să o trăim, dar trebuie să recunoaștem că și asta e o frumusețe a lui Dumnezeu, că și Petru a simțit nenorocirea lepădării, dar au simțit ceilalți frumusețea îmbărbătării. Sigur. Și cred că toate lucrează unele pentru celelalte, așa că, ce să zic, mulțumesc încă o dată în numele casei noastre pe limba noastră, te mai așteptăm să vii la noi, sper ca data viitoare să putem să discutăm ceva despre biserică, așa cum am promis, și Marian, ție îți mulțumesc de asemenea, ai fost și tu participativ. Mă speria că o să-mi zici și mie să mulțumesc ceva, știi? Dar dacă vrei și ține aparat. Nu mă întorc la întrebări. Acum ziceai ceva, îți mulțumesc că ai venit la noi pe limba noastră. Și acum mă gândeam eu, oare Ghiță Mocan știe ce înseamnă pe limba noastră? Știe ce înseamnă pe limba noastră. Cum să nu știe? Pe limba română, nu? Da. Ne-ai văzut până tuturor. Să ajungeai, mai ai dat un mic să zici, bă, unde mă duc, unde ajung? Măcar o făcut un scroll să vadă la cine. Puțin m-am uitat. Da. Mi-am asumat. Dacă te uitai mai mult, sigur nu veneai, știi cum le zic celorlalți invitați. Cât despre dumneavoastră, dragi prieteni, să știți că ați participat încă o dată la o discuție între prieteni, o discuție de casă, o discuție așa cum aveți voi în salon. Nu am făcut emisiune. Am avut o discuție cu niște, ca între prieteni, în casa noastră, unde am vrut să fim liberi, degajați, fără niciun fel de presiune din partea nimănui. Iar vouă vă zicem ca de fiecare dată, până data viitoare, nu lăsați probleme să vă doboare. Rămâneți în picioare.